Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se conturează din ce în ce mai clar o alianță PSD-PNL pentru formarea noii majorități de guvernare, după mai mult de două luni de la declanșarea crizei guvernamentale, în urma, vă reamintesc, în urma demiterii de către Florin Cîțu a ministrului USR a Justiției și după două desemnări de prim-ministru care n-au dus la învestirea unui nou guvern, președintele Klaus Iohannis a anunțat că nici nu va mai convoca partidele pentru consultări, așa cum zice Constituția, ci le va lăsa să negocieze între ele până când găsesc tot ele o soluție. Auzi, de ce nu îi spun USL direct? Eu da. Cred că cartoanele și toate alea de acum câțiva ani. Ar fi o idee. Bun. Deși președintele încearcă destul de străveziu să se delimiteze măcar un pic de formarea noului USL, toată lumea știe că o bună parte din situația actuală îi se datorează direct prin susținerea stridentă pentru Florin Cîțu și prin atacurile publice repetate împotriva USR. Ieri, în cursul după amiezii, conducerile PSD și PNL au avut o întâlnire, după care ambii președinți de partid, domnul Ciolacu și domnul Cîțu, au făcut declarații optimiste despre o iminentă co-guvernare. Marcel Ciolacu a declarat, citez, cred că suntem pe un drum corect și dacă vom fi și cinstiți și patrioți, acesta este un drum care va duce către formarea unei majorități. Iar Florin Cîțu a spus, și citez din nou, cred că în această seară am găsit multe lucruri care pot să ne unească. La telefon este expertul în politici publice și comentatorul politic Sorin Ioniță. Bună dimineața, domnule Ioniță. Bună dimineața. Ce anume credeți că unește PSD și PNL, cum spune domnul Cîțu? Cultura politică, profilul activiștilor în teritoriu, care sunt din ce în ce mai asemănători în ultimii ani. Deci ambele s-au mișcat către un profil de partid aparat, mai puțin ideologic, evident, cu, evident, la vârf legături pe care noi le bănuim că sunt în serviciile secrete, în statul paralel, luați-o cum vreți, dar s-a spus asta, nu? Despre fiecare din lideri implicat chiar în aceste negocieri, însă v-aș contrazice într-un punct. Nu trebuie să vorbim de USL, pentru că e mult mai mult decât USL. USL a fost un proiect anti-Băsescu și pe timpul lor totuși a fost o bătălie politică cu checks and balances, deci puterea era împărțită în stat, pentru că președintele nu era acolo. Ce avem acum este un fel, e proiectul FSN, de fapt, adică este, va fi o majoritate dominantă și cu Ion Iliescu la Cotroceni. Asta va fi, deci pentru prima oară după cât 20 de ani avem din nou un tip de putere care e mai curând așa, sau vom avea latinoamerican dominantă de tip Partidul Revoluționar Instituțional din Mexic, deci nu vor mai fi centri alternativi de putere. Și asta e periculos, pentru că lasă afară opoziția, va fi de fapt formată din, bine, și UDMR va fi tot acolo, ca de obicei. Lasă afară două partide cu profil antisistem, dar diferite între ele sau cu, mă rog, care trag în direcții opuse, unui USR care e mai curând spre Renew Europe, clase active urbane și modernizare de tip european, și celălalt, iarăși un copy-paste după un alt model european, cel al extremismului roșu-brun. Deci un fel de unire a extremelor cu teme deopotrivă nostalgic-ceaușiste și de extremă dreapta, așa cum se întâmplă în secolul 21 în mai toate țările din Europa. Dar ce desparte atât de tare PNL și probabil și PSD de USR, astfel încât liberalii preferă să lucreze cu PSD în loc de USR? Păi ne-am întrebat cu toții, nu știu, părea că merge, părea că se așezaseră în prima jumătate de an. Faptele ne arată că foarte multe lucruri despar și abia acum începem noi să analizăm. Aba, putem specula, v-am zis, odată este profilul de aparat al partidului, evident este diferit din moment ce e un partid de cadre, că e un partid de cadre de acum, PNL-ul, cu activiști în teritoriu și cu multă, multă, multă clientelă, da? Deci un partid care are nevoie de acces la resurse exact ca PSD. Iar din coace e un upstart, totuși, cum se zice în business, deci e un partid nou apărut, cu păcatele lui, cu bubele lui în cap așa cum este, rezultat dintr-o fuziune dificilă și încă incompletă, cu tot felul de oameni, dar totuși e un partid în care nu există un lider care să poată să impună ceva. Și până la urmă te bazezi foarte mult pe motivație și pe valori, așa cum sunt ele amestecate, da? Dar te bazezi pe motivația oamenilor și a electoratului. Deci
USR nu își permite să se dezlipească de propriul electorat complet. Deci s-o ia pur și simplu invers, cum a luat-o PNL-ul acum, sau președintele Iohannis, care au făcut așa un fel de decolaj. Da. Nu-i un an de la alegere, asta este foarte curios. Adică nu e o suceală pe unul sau două cicluri electorale. Da. Este după un an. Nu te faci exact invers decât pretindeai tu că faci campanie. Exact. Dacă ați adus asta în discuție, electoratul, până acum câteva zile numai, cele două partide se bălăcăreau reciproc ca la ușa cortului, se jurau liderii că nu vor negocia niciodată unii cu ceilalți, că se negociază împotriva poporului român, spunea domnul Cîțu, dacă negociez cu PSD. Acum, peste noapte însă, această înaltă trădare nu a devenit virtute. Credeți că aceste schimbări bruște de principiu au vreun efect asupra electoratului acestor două partide? S-ar putea să scadă, însă nu complet, pentru că v-am zis, da, e numai o ipoteză. La PSD, evident, nu, pentru că eu mai trecut până asta. Electoratul lor e rezilient la genul ăsta de viraje și nu asta așteaptă de la liderii partidului consistență în mesaj și ideologie, ci e clar ce așteaptă. Deci așteaptă, mă rog, oarecare protecție socială, un discurs soft anti-UE și alte lucruri de genul ăsta. La PNL e mai complicat, dar pare că și ei și-au decis că e ok, vor merge cu electoratul lor hardcore, care este pe clientelă și pe activist local și pe relații cu primarul, pe familii. Deci nu se bazează atât de mult pe, nu știu, masele pe care le scuteau. Nici n-au prea scos ei oamenii în stradă anii trecuți. Că se ducea și Ludovic Orban pe acolo, că s-au băgat și ei la 10 august așa să fie cu capul în poză. Dar nu ei au fost, bine, e, cu excepția lui Rareș Bogdan, care a fost un vector acolo, și a lui Burduja, și poate discutăm chestiile astea. Care a fost rolul lui Rareș Bogdan și a lui Sebastian Burduja în instrumentarea lui 10 august și cum s-au folosit ei după aia de imaginea asta. Bun. Că acum, ei erau liderii diasporei, vezi, Doamne. Da. Privind în viitorul ce pare iminent, o alianță de guvernare PSD-PNL va beneficia de o majoritate parlamentară excepțională, mai ales dacă punem și UDMR acolo, adică, ce să spun, peste 65% cred că vor avea. Tocmai de-aia vă propuneam, da, ce vor să face aceste comparația cu FSN, nu cu, da, USL. Bun, ok, FSN, acest nou FSN plus UDMR, ce vor face aceste partide cu această majoritate? Vor insista foarte tare pe stabilitate, pe traiectoria României, vor vorbi despre discursul, teme, da, europene. Da, ăsta e discursul. Discursul ăsta va fi noi, aparent. Americanii cu noi, că toată lumea, partenerii noștri externi, așteaptă stabilitate la Marea Neagră, că ce-i chestia asta, ce-i cu anarhiști ăștia, că avem nevoie de o perspectivă de ani, lucruri de genul ăsta. Mm-hmm. Și, efectiv, adică dincolo de discurs... Păi, efectiv, se va consuma tranșa asta, avansul din PNRR, să zic așa, deci am făcut la avans, ne luăm avansul, reformele nu se vor face, evident, pentru că ce e scris în PNRR este complet împotriva ADN-ului PSD plus PNL, mă refer la cele reforme de substanță, pensii, piața muncii, alea care dor, unde trebuie să cheltuiești capital politic, ei n-au făcut niciodată așa ceva, vor coafa pe aici, pe acolo și o vor întinde așa vreo 2-3 ani, în relații tot mai tensionate cu partea tehnică a Bruselului, să zic așa, care va vedea că lucrurile nu se întâmplă, deci încet, încet robinetul de fonduri se va închide, dar când ai luat dita mai avansul de 3 miliarde și ceva, mă rog, cred că pentru ei asta e suficient. Bun, ca să alimenteze un an, doi ultima întrebare, care este, din punctul noastră de vedere, rolul, ca să... Da. Hai să spunem așa, rolul președintelui în crearea acestui nou viitor pentru România. O bună întrebare. Bună întrebare și cred că toți suntem implicați în proiectul ăsta de cercetare, ce vrea Iohannis și cine este el. Că nu mai știm foarte bine. Este el un agent al acestui proiect? Sau este la remorcă și e condiționat și el din spate de ce doar păpușa care i-a pus să-ți facă cu mâna niște chestii? Probabil că și una și alta în oarecare măsură. Evident că a avut o mână băgată în tot proiectul ăsta, dar rămâne să-l descifrăm pe președintele Iohannis, mai ales din perspectiva ce vrea să facă el în viitor, pentru că
Am senzația că aici se leagă multe lucruri. Nu știm ce vrea să facă el după ce își încheie mandatul și, nu știu, s-ar putea să avem surprize cu omul, în sensul că mediocritatea, nu știu, te face să fii complet decuplat de realitate. Mulțumesc că la telefon a fost expertul în politici publice Sorin Ionită. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.